Am terminat pregătirile pentru petrecere. Nu ne trebuie decorațiuni? O să decorăm cu cântecele noastre. Dar gustări? Vom mânca muzică. Băuturi? Oh, mă gândeam că le oferim apă de la robinet. Oh, să ne uităm și în jos? Bună idee. Am venit la petrecere. Dar începe peste 6 ore. Dacă nu ajungi mai devreme cu 6 ore, înseamnă că ai întârziat. E bine, eu sper că ți-ai adus și vocea de cântat împreună cu ziarul, pentru că... Cântat? Ai spus cântat? Detest cântatul! Vreți să-mi spuneți că la petrecerea asta se va cânta? Începe să scoată fum pe urechi. Începe să... șuiere. Nu se cântă deloc la petrecerea asta, orice ar fi. Dar se va cânt... Ședință la baie. Trebuie să-i zicem pur și simplu că se va cânta. Nu! Pizza a spus foarte clar că nu trebuie să-l enervăm. Trebuie să-l facem să plece. Să-i spunem de cântat. Nu, dar facem atmosfera așa de nesuferită că va decide să plece de unul singur. Implementarea operațiunii să-l facem să mure, să plece, din casa noastră. Noi așa ne uităm la TV. E tot timpul gălăgie la noi. Tot timpul, toată ziua. Da, nu așa ne place. Dacă e prea tare pentru tine, mă tem că trebuie să pleci. E singura soluție. Ce ziceți? Era oprit aparatul meu auditiv. Bun venit la emisiunea de 6 ore a sunetelor din bibliotecă. Ador emisiunea asta. Încercăm altceva. Uvai, a intrat un sconx la noi în casă. Da, probabil va mirosi prea urât ca să mai rămân aici să bure. Nu mi pasă, mi-am pierdut simțul mirosului de ani buni. Nu miroase a nimic. Mar, ăsta nu e un sconx, e un bursuc. Oh, înțeleg, bursucii sunt agresivi, nu? Bursucul, bumerangul naturii. Nu-i cam timpul să vă pregătiți pentru petrecere? Nu am nicio intenție să stau la o petrecere prost planificată. O nouă idee! De obicei, petrecerile noastre sunt prost planificate. Oh, asta e ridicol. Eu trebuie să mă ocup de tot pe aici. Eșec total! Va fi un dezastru. Deja îmi doresc să se fi terminat petrecerea. Stai puțin, asta e o idee bună. Ce ar fi să organizăm o petrecere pentru sâmbure la ora 7? Să terminăm repede și să-l trimitem acasă. Le spunem celorlalți că adevărata petrecere începe la 8. Trimite mesaj celor din grupul de karaoke că ora de începere a petrecerii se schimbă de la 7 la 8. Față vicleană. Ei, ce mai așteptați? Inițiați pregătirile. Începem petrecerea? Nu! Așteptăm în liniște până sosesc invitații. Oh, nu! Toți au anulat în ultimul moment. Trebuie să ținem petrecerea fără ei. Să începem distracția, să fim siguri că petrecerea sfârșește în memoria noastră ca una fabuloasă. Ah, bine, fie. Începeți jocurile și distracție. Jocuri și distracție! Am terminat! Să mâncăm! Prietenii noștri trebuie să sosească. S-a terminat petrecerea. Da, eu nu mi-am terminat cartoful. A fost minunat. Deschid eu. Grozav! Salut, ce faceți? Salut! Hey! Salut, băieți! Alo! Era și timpul să apăreți. Ce tot vorbești? Ceapă ne-a zis să venim la 8. Da, desigur. Important e că ați ajuns la petrecerea extrem de amuzantă fără muzică. Toată lumea pe scaune, deja ați întârziat.